Hei, te salut, sunt Sorin Drache și spun bun venit pe canalul meu. Astăzi învățăm împreună cum să-ți încarci telefonul Apple iPhone, fie că vorbim despre 8, 8 Plus sau 10, rapid. Adică cum să faci fast charging pe noul tău telefon. Înainte de toate vreau să spun să dai un subscribe apăsând pe butonul de mai jos, abonează-te sau subscribe ca să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea tehnologiei și cu subiectele zilei pe canalul meu. Nu uita de asemenea să dai un like și un share ca să vadă și prietenii tăi despre ce subiecte interesante discutăm noi în fiecare săptămână. Când cei de la Apple au anunțat că noile telefoane 8, 8 Plus și 10 suportă fast charge, au făcut-o destul de pe fugă în cadrul prezentării din Statele Unite. Într-un șir foarte, foarte lung de specificații pentru noile telefoane, apărea undeva scris foarte mic că ele suportă fast charging. Dar n-au făcut tam-tam pe chestia asta, nici măcar n-au avut o prezentare separată, cum fac de obicei pe această temă. S-a insistat pe faptul că există wireless charging și că noile telefoane sunt capabile de așa ceva, având în vedere că au un spate de sticlă, dar nimic concret despre partea de fast charging. Asta pentru că în pachetele cu care vin noile telefoane nu există niciun încărcător care să suporte fast charging. Bineînțeles că toți acei Apple fanboy s-au bucurat când au văzut chestia asta și au fost exaltați de ce s-a prezentat în lansarea noilor telefoane, iar fanii Android au râs în barbă sau mai pe față și au spus că ei aveau aceste lucruri de foarte, foarte mult timp, de vreo 3-4 ani. Trecând peste chestia asta, dacă ți-ai luat un iPhone 8, 8 Plus sau 10 și ești un norocos posesor de așa ceva, ai observat probabil că telefonul vine în cutie cu încărcătorul normal de Apple, de iPhone, arată la fel, cablul este identic, cablul Lightning cu USB tip A și se încarcă în același timp. Adică de la 0 la 100% se încarcă undeva în jur de 2 ore și jumătate. Asta pentru că Apple include în pachet încărcătorul normal de 5W care nu face altceva decât să încarce la fel cum se încarca, de exemplu, un iPhone 4S acum foarte mulți ani. Mai mult, ca să fie și mai confuză treaba, pe cutiile telefonelor noi nu există nicio chestie scrisă cum că telefonul suportă fast charging, încărcare rapidă. Și atunci poate te întrebi care-i faza, despre ce e vorba, ce-i cu atâta confuzie. E foarte simplu, cei de la Apple vor ca tu să plătești mai mulți bani ca să beneficiezi de lucrurile de care beneficiază, de exemplu, posesorii de Samsung sau Huawei sau HTC direct din cutie. Ca să poți să faci încărcare rapidă cu noul tău telefon iPhone, ai nevoie de un încărcător separat de cel care vine în cutie și de un cablu separat. Încărcătorul este cel pe care îl găsești în mod normal într-un Apple Store. Are un cablu USB-C, de fapt doar un port USB-C, pentru că acel cablu de care vorbesc va trebui să-l cumperi separat. Încărcătorul costă undeva în jur de 300 de lei, iar cablul USB-C Lightning costă încă minimum 100 de lei. Deci pachetul ar costa destul de mult, undeva în jur de 400 și ceva de lei, aproape 100 de euro în plus față de prețul telefonului. Și în mod normal, ca să poți să încarci rapid un nou iPhone, ai nevoie de accesorii originale, de încărcătorul Apple și de cablul original Apple. Este vorba despre același încărcător care se găsește, de exemplu, în pachetul noului MacBook. Dacă ești norocos și ai un MacBook care se încarcă cu USB-C, poți să folosești acel încărcător pentru telefon. Însă, am pentru tine un pont. Există ceva mai tare decât încărcătorul original de la Apple care poate să-ți încarce rapid noul telefon iPhone. Este vorba despre încărcătorul S10 de la Blitzwolf, care costă foarte puțin, în jur de 70 de lei, cu tot cu transport în România și cu asigurare Colet. Se găsește în linkul pe care ți-l lansat mai jos de pe site-urile Gearbest sau Banggood. Ți-l recomand pentru că este un produs super, super tare. Blitzwolf S10 este un încărcător cu Power Delivery care suportă acest nou protocol pe care cei de la Apple l-au pus pe noile telefoane. Noul încărcător de la Blitzwolf a fost lansat în luna noiembrie, se găsește deja disponibil la vânzare, prețul, v-am spus, este foarte mic și chiar și cu cablul original Lightning USB-C de care vei avea nevoie ca să poți să încarci rapid noul tău telefon, costă mai puțin de jumătate din varianta pachetului original de care ți-am amintit ceva mai devreme. Este destul de mic,
foarte bine construit, din materiale de bună calitate și, după cum spuneam, are acest protocol Power Delivery integrat cu ajutorul procesorului care se găsește aici înăuntru. Se poate găsi în variante de stecher Europa, Australia, Marea Britanie sau America, dar bănesc că te interesează acesta care este valabil și pentru România. În linkul de mai jos o să găsești foarte multe variante de la Blitzwolf și te sfătuiesc să faci un browsing liniștit ca să vezi cu ce se ocupă băieții ăștia. Ce face cel mai bine acest încărcător S10 de la Blitzwolf? Ei bine, încarcă la fel de rapid ca și încărcătoarele originale de la Apple un iPhone 10, adică de la 0 la 50% nivelul bateriei în jumătate de oră, ceea ce până acum nu era posibil și mie mi se pare absolut wow. E testată chestia asta, chiar funcționează. După cum spuneam, ai nevoie de acest cablu original de la Apple ca să funcționeze împreună cu S10, cu încărcătorul ăsta. Există două variante, cea de 1 metru și cea de 2 metri. Varianta de 1 metru este cea mai ieftină și costă în jur de 100 de lei. Toată magia din interiorul încărcătorului este procesorul care suportă protocol QuickCharge 2.0, QuickCharge 3.0 pentru cei cu telefoane Qualcomm Android sau Power Delivery pentru cei cu MacBook, pentru că funcționează chiar și pe MacBook, sau tablete iPad și telefoane iPhone 8, 8 Plus și iPhone 10. Și în cazul în care te întrebai, cei de la Blitzwolf sunt foarte cunoscuți pe piața internațională pentru cablurile pe care le fac. Fac cabluri de foarte mult timp și le trimit peste tot în lume. Foarte tare, mie mi-a ajuns coletul în jur de 8 zile, dacă mi-aduc aminte bine, prima oară când am comandat de la ei și ultima oară când mi-a sosit acest încărcător, în jur de 10 zile. Cu confirmare de primire, cu tot ce trebuie, mi-a sosit coletul direct la ușă, n-a trebuit să mai merg la poștă, ceea ce e foarte important și vă sfătuiesc să vă uitați, pentru că au foarte multe cabluri de acest gen. Ăsta e un cablu USB tip C, cu nylon pe partea exterioară, cu Kevlar în interior și cablurile lor sunt cunoscute ca fiind foarte durabile. Ambele capete au un plastic de foarte bună calitate, un TPU atât moale cât și tare pe interior și sunt foarte, foarte durabile. Dacă vă uitați pe net, pe YouTube, există foarte multe teste cu aceste cabluri care pot să tragă chiar și o mașină de o tonă jumătate și nu se întâmplă absolut nimic. Sunt foarte durabile și oamenii au încredere în produsele pe care le vând, așa că ofer o garanție de 18 luni pentru cei care cumpără de la ei. În linkul din descriere ai de asemenea și un cod de reducere pe care poți să-l folosești dacă îți comanzi dând click acolo pe Banggood. Sunt curios dacă ai testat noile iPhone-uri cu încărcare wireless și cu încărcare rapidă și ce părere ai despre lupta asta dintre Apple și Android în ceea ce privește protocolul de wireless și de fast charging. Sper că ți-a plăcut acest clip, nu uita să-mi lași un like, un thumbs up, apreciez foarte mult și încerc să vă răspund tuturor în comentarii de fiecare dată când postez. Dacă ți-a plăcut, vino și data viitoare când voi posta, nu uita să activezi notificările apăsând pe clopoțelul de acolo de mai jos, de lângă butonul de subscribe. Și dacă încă nu te-ai abonat, nu uita să faci chestia asta înainte de a părăsi canalul meu. Eu sunt Sorin, te salut, până data viitoare, toate cele bune! Pa, pa!